picturile sale ajung la inimi, în special ale celor care s-au despărțit de casa părintească. Moldovenii plecați peste hotarele țării revin cu inima și gândul aici prin picturile Galinei Vieru. Printr-un singur tablou te poți simți pășind desculți pe iarba de acasă, pe pragul părintesc, în casa bunicii sau pe ulițele unde ai copilărit. Dragostea de a picta, de fapt, îmi curge prin sânge. Vine din copilărie, vine de atunci de când eram mică și desenam tot. Chiar dacă nu am avut posibilitatea să urmez o școală de artă fiind din sat, am pledat pentru facultatea de arte plastice, după care master în acest domeniu și întotdeauna m-am autoeducat pe această linie. M-am străduit să învăț cât mai multe lucruri noi, să încerc toate tehnicile posibile, ca să nu mă limitez la doar câteva. Subiectele în viața unui artist vin din timpurile pe care le trăiește. Exodul de oameni din Republica Moldova m-a făcut să atrag atenția la casele atât de frumoase care rămân singure. Mi-am propus să le pictez în primul rând pentru că le iubesc enorm și aceste case date cu var, mereu în așteptare, acel albastru etern al lor, cred că merită atenție din partea tuturor artiștilor. Cele mai multe picturi cu case pictate au plecat în toată lumea, pe toate continentele și practic zilnic primesc mesaje de mulțumire despre faptul că ele dăruie emoție. Am avut cazuri când am fost rugată să plec la fața locului, la o adresă concretă, să pictez acolo. Iar principalul scop al creației este nu doar unicitatea, dar și faptul că trezește ceva în cel privitor. Atâta timp cât mă strădui să dărui oamenilor să le arăt partea cea frumoasă a arhitecturii noastre tradiționale, a tezaurului nostru folcloric, a ornamentului, a cromaticii, o să știți că eu sunt îndrăgostită iremediabil de moldoveara noastră mică, care sper foarte mult să fie cunoscută în întreaga lume și prin cultură.